Cel la martie, care este o lună da. A femeii. Ce apreciezi tu la o femeie? Ți-am mai zis și eu odată. În primul rând, prima chestie, o luăm așa. La 20 de ani, stimați interpreți, ce apreciați la o femeie? Așa. Să trecem peste asta, că știm cu toții, da? După care, rămâne și se adaugă. Ce mai apreciezi? Până la urmă, îți dai seama că... orice relație este de fapt, cum să spun, o înțelegere. Este de fapt un schimb, permanent schimb. Un om onest n-are legătură dacă este femeie sau bărbat. Dar tu dacă ești bărbat, îți dorești să ai un om onest lângă tine. Asta e clar. După care, chimia. Chimia dintre doi oameni cred că e cea mai importantă. Pentru că dacă ai acea chimie, nu te lasă să te plictisești. Restul e istorie, sunt vorbe mult. Sunt... Cum se vorbe? Scuze.